Neatenția la volan poate duce la rănirea persoanelor sau la avarierea autoturismelor. Un moment de neatenție a avut ca rezultat o tamponare în municipiul Suceava. Un șofer ucrainean a frânat într-o intersecție, iar conducătorul auto din spatele acestuia l-a tamponat din cauza că nu a păstrat distanța legală. Din impact a rezultat avarierea ușoară a autovehiculelor și rănirea ușoară a șoferilor care au primit îngrijiri medicale. Unul dintre șoferi a fost condus la Spitalul Județean pentru investigații amănunțite. În această dimineață, în jurul orei 9, pe strada Cale Cernăuz din municipiul Suceava, la intersecție cu Calea Unirii, o șoferiță în vârstă de 32 de ani, datorită faptului că nu a păstrat distanța regulamentară în mers, a acroșat un alt vehicul, respectiv cel care rula în fața sa, un autovehicul de mare tonaj condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani. Din fericire, leziunile suferite de cei doi șoferi nu au fost grave. Ambii au fost transportați la unitate medicală pentru recoltare de probe biologice, iar în urma testării cu aparatul ITL-test a rezultat o valoare negativă. În cauza poliției au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, acesta urmând a fi soluționat procedural prin unitatea de parche competentă.